În cadrul campaniei Da pentru Sport, vă prezentăm copiii care activează în cadrul clubului sportiv Atletic Gurghiu, condus de Ovidiu Mărginean. Urmăriți un interviu realizat de Ghiță Zileru și Norbert Urban. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Daregni TV. Avem o campanie în derulare, Da pentru Sport, copii extrem de talentați din Reghin și zona Reghinului. Acum ne aflăm la clubul atletic din Gurghiu și stăm de vorbă cu... Mera Albert. Bun, salut Albert. Vârsta, școală... Am 11 ani. Sunt la școală, la gimnazială, Gurghiu. Da? Și pe ce poți joci, în primul rând? Atacant stânga. Atacant stânga. Bun. Ești stângaci? Da, da. Bun, perfect. Asta e un lucru bun. Spune-mi, Albert, te rog, de cât timp joci tu fotbal organizat aici la club? De un an. De un an. În jur de un an. În jur de un an. Și cam cum crezi tu că arăți tu acum pe teren față de acum un an? Ești... Am evoluat foarte mult la fotbal și... Și ești pe un drum bun. Da, da. Bun. Au merit și antrenorii? Da, pentru le ceea mulțumesc ce se... foarte mult pentru munca depusă. Da? Și... Sper să fie și mai bine, da? Să fie și mai bine. Bun, da. Tu ești un băiat care pune inimă, pune suflet, te da, pregătești, da. Nu știu, adică se mai trage chiulul la antrenamente, la atunci când este condiție fizică, eu știu. Ce gen ești tu? Pui? Eu pun inima pe fotbal. Da? Eu joc din plăcere, nu... Așa, nu, deci așa, nu e o obligație, da? Da? E o plăcere. Eu vin la orice antrenament, că este fizic, că deci jucăm... Am înțeles, da? Dar da, e în regulă. La ceva turnee ai apucat în da, anul ăsta da, să mergi? Da. Și cum ți se pare momentul în care mergi în turnee? Este... E bine. E bine, da. E o plăcere, practic, da, să mergi în turnee? Este o plăcere. Și colegii tăi, cum te înțelegi cu ei? Cum sunteți ca echipă? Foarte bine. Ne ajutăm între noi. Ne sprijinim când da, cineva greșește. Da. Și practic vă sprijinim. Da, da, sunteți da, o echipă, ca o familie, da? Da, bun. Acum eu mai vreau să te întreb dacă tu ești atacant. De obicei știi, cel care dă gol, dacă eu știu e o ocazie să dai o pasă unui coechiper să dea gol, chiar dacă poate ai putea da, dar dacă el e într-o poziție mai bună, îi pasezi? Da, da. Îi pasezi? Nu sunt egoist să nu dau ești eu. Egoist. Deci e fair play. Principalul da, e echipa, da, în primul da, rând, da, da? Echipa. Bun. Deci, vedeți, se învață și lucruri de care într-adevăr avem nevoie în viață, spiritul de fair play. Bun. Albert, un jucător preferat și o echipă la care vrea să visezi să joci, nu știu, ai vrea să joci? La vreodat. Real. La Real Madrid. Și un jucător preferat? Messi. Messi. Bun, Messi. Perfect. Chiar dacă Messi e de la Barcelona. Bun, aici sunt eu. Albert, îți doresc visele să ți se împlinească. Trebuie să depui multă muncă da, și da, toate la timpul lor, da? Mult da, succes în continuare. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit, iar până la o nouă întâlnire, aici la Daregni TV, numai bine! Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginean, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni, la aceeași oră. La revedere!